foarte ciudat să conduci o mașină electrică, să trebuia să bagi cheia asta în contact. Se face la viteză. Hei, salutare și mi-am găsit la un nou vlog. Este un vlog special deoarece am căutat foarte mult o Dacia Spring să o prezentăm la noi pe canal și vreau să vă spun că eu cred că este singurul review de pe internet unde avem și proprietarul care a cumpărat mașina cu banii cash, nu? Da. Nu știu dacă mai sunt review-uri pe internet cu proprietari de Dacia Spring. Am văzut multe review-uri părtinitoare unde mulți laudă mașina, alții critică foarte mult mașina. Astăzi vom afla exact dacă această mașină merită sau nu toți banii. Dar până să ajungi la această mașină, te-aș ruga să dai un like, un share și un subscribe la acest canal. 15% pe care vertical reducere, mărci cum merită toți banii și hai să dăm bătaie să prezentăm noul lăstun, că așa numește lumea, nu? Da, am mai văzut un review tot cu asta. Da? Da. Salutare, Ovidiu! Salut! Cum te găsește lumea pe tine pe Instagram? Ovioneb. Ok, dați-mi un follow și dați-mi un follow pe pagina, ai și o pagină cu afacerea, da, ta? Da, Driver Shop Pro. Ok. Și la fel și pagina de Facebook. Cu ce te ocupi tu? Eu lucrez în IT și de curând am lansat un magazin online cu accesorii auto. Deci tot pe auto, pe partea de auto? Tot pe auto, da. Chiar sunt curând. Și job-ul tot cumva pe auto. N-am intrat pe site-ul tot, dar poate în viitor o să facem și o colaborare mai mare cu... Cu accesorii de drag. Hai să eliminăm așa treaba asta. Deci tu ai cumpărat mașina asta cu banii tăi jos, da? Exact. Câți bani ai dat pe mașina asta? 8100 de euro plus tichetul Rabla pe care l-am cumpărat de la o persoană privată. Tichetul Rabla, Rabla Plus, acela care vine... Nu, Rabla Classic. Rabla Classic, ok. Rabla Plus venea by vine standard, nu? Da. Ok, deci 8100 și ai dat și o mașină... Exact. Ai dat o mașină, ai luat, da, un tichet pentru o mașină... veche. Ce te-a făcut pe tine să alegi mașina asta? Că mulți ar spune, bă, că nu merită să cumperi mașina asta. Da, păi mașina asta este de fapt pentru prietena mea. Ok. Ea și-a luat-o. Avea nevoie de o mașină de oraș, care să meargă la serviciu. O mașină în care să nu investim prea mult, nici după. Și chiar atunci se lansase de curând Dacia Spring. Și am zis că de ce nu? Este foarte economică, am făcut un calcul financiar și am decis că ies și îmi fac bine cu ea. Ok. Aveam deja o mașină de drum lung și n-avea sens să ne complicăm tot cu una termică. Păi hai să le spunem oamenilor că mașina asta, dacă vrei să ai mașina asta, mai trebuie să ai o mașină, nu? Cam da. Deci n-ai cum să o ai doar pe asta să faci toate treburile. Doar dacă nu călătorești în afara orașului și nu ai altă treabă cu ea. Am înțeles. Când ai cumpărat-o, care a fost primul impact? Primul impact pe care l-am avut eu acum a fost că, bă, într-adevăr arată bine, nu e urâțică și e micuță. Eu am văzut mașina înainte să o cumpăr, am văzut-o la un dealer. Uh-huh. Era varianta de test drive, cea cu oglinzele negre. Deci cele cu oglinzele portocalii? Ok, cu cele asta e pentru clienți și okay, cealaltă pentru afaceri. Și în afară de oglinzile astea portocalii, mai e și altă diferență? Mai sunt câteva și la interior, nu le mai știu exact pe toate, atunci le-am studiat mai mult. Deci ai văzut-o înainte? Am văzut-o, da, și arată mai bine decât pe internet. Chiar da. Și în culoarea asta gri metalizat așa, chiar... Da, nu erau foarte multe culori de ales, mai este un albastru și un alb. Da, chiar arată interesant. Singurul lucru care mă șochează pe mine e faptul de cât de mică e mașina asta. Adică dacă mă duc așa puțin lângă ea, pur și simplu pot să iau tot botul în brațe. Și asta e un avantaj pentru oraș. Se parchează absolut în orice loc. Are senzor de parcare? Văd că n-are senzor de parcare. N-are în față, în spate are și senzor și cameră. Are și cameră, bun. Jantele, roțile sunt niște roți mici, înguste. Pe cât? Pe 14? Pe 14. 14. Ia, filmează mirele acolo. Ce dimensiune avem la anvelopă? Avem 165-70 pe 165. Mamă, ca la Matiz. Sau ca la Polo. Sau ca la Polo, da, exact. Și dacă poți să filmezi puțin pe interior aici, la carenajele astea, din nou, nu avem antifonajul exact ca la Duster și ca la Logan, adică se vede că totuși că e o Dacia, adică nu n-a lucrat foarte mult la treaba asta. Hai să deschidem puțin capota, să vedem acolo motorul, pentru că mașina asta, în mod normal, dacă ți-ai luat o mașină electrică, aici, în partea din față, ar trebui să ai și tu un franc, cum să-l pui... Da, cei de la Dacia nu s-au obosit să pună așa ceva. Ia să vedem dacă știu să deschid o capota la o Dacia Spring, am găsit aici. Și n-avem nici pistonaș. N-avem pistonaș. Știi ce? Am văzut toate review-urile astea, compartimentul ăsta motor, și mi s-a părut tot timpul destul de expus, nu știu, la ploaie, la umezeală, la multe chestii. Da, într-adevăr, este foarte expus, n-are nici scut. Nu e riscant să ai toată treaba de electricitate aici? Vom vedea în timp. Momentan n-a fost. Bănesc că s-au făcut niște teste. Da, stau să mă gândesc că pur și simplu aici ai un motor electric care dacă intră de multe ori în contact cu apa, s-ar putea în timp să nu fie foarte ok. Motorul este undeva mai jos. Ok. Aici avem și circuite pe partea electrică. Bateria de 12 V, siguranțe, ce mai găsim, lichid de frână, antigel ca la o mașină normală. Aici partea din cătcare, care vine din mofa de aici. Dar mașina asta vine pe platforma de Renault KZ, din câte știu. Exact, nu? Da. Și din câte știu, este aceeași mașină.
aceeași mașină, dar știu care, adică are niște chestii în plus ca să scoată acea stea Euro NCAP. Da, da, da. Adică are airbag-uri? Are airbag-uri și corespunde toate tuturor normelor din Uniunea Europeană. Aproape, la limită. La limită. La limită, da. Așa nici Zoe nu putem să spunem că are mai multe stele, are 0 stele. 0 stele în 2022 sau da, 2021? Da, în 2022. Când a ieșit avea 4, câte știu. Nu mai știu. Dar la ultimele test, când au făcut în același timp cu Dacia Spring, a luat 0 stele. Să le spunem oamenilor că aceste stele Euro NCAP se... Nu știu, poți să cumulezi mai multe stele dacă ai sisteme de precauție, adică ai... Sisteme active de siguranță. Exact. Are un radar aici mic. Dar nu la oameni, câte știu. Depinde. Eu știu că la mașini doar. Adică frânează doar în cazul... Da, la mașini frânează, am pătit la oameni. Ce avem aici și acest radar micuț. Bun, am văzut treaba asta de încărcare, este aici în față. Poți să o deschizi? Sigur. Hai să deschizi și treaba aceasta. Și din cât am văzut, dacă deschizi capacul, nu mai poți deschide cap... simultan. Poftiu? Nu prea le poți deschide simultan. Exact, asta am văzut-o și eu că nu prea merge și avem acest dop. Deci chiar e un dop, care sincer l-aș fi lipit. Adică l-aș fi lipit în trail așa. Nu e complicat să-l lipi pe undeva așa? Nu, de multe ori îl deschid doar pe ăsta. Dacă încă la Type 2. A, da, de fapt da, când ai nevoie de ambele, ai nevoie pentru încărcare CCS. Câți kilometri faci cu mașina asta în București? Depinde, acum iarna am făcut cam 120-130 km. 120? Da. Măi, cam puțin, sincer, pe timp de iarnă. Mi-ajunge o săptămână lejer. O săptămână? Da. Depinde cât de mult mergi. De acasă până la muncă? Da, dacă faci 20 km pe zi, 5 zile, 6... Și ai încărcat o dată la priză acasă sau o încarci tot timpul la stațiile de încărcare? De obicei la stațiile de încărcare sau la birou, unde tot așa este o stație, destinație. Ok. Și acum se simte diferența de costuri de curent? Că am înțeles că s-au scumpit puțin costurile. S-au scumpit, dar din fericire nu prea am încărcat cu bani. Uh-huh. Încă, doar când am fost la drum lângă ea, am încărcat-o la stațiile cu bani. Și ca investiție au fost undeva sub 150 de lei până acum pe curent. Mamă, e bine. Și câți kilometri? Aproape 3000. Deci 3000 de kilometri Mirele notează cu 150 de lei. Nu ești cu benzină, cu 2,2 benzină, 3,5 benzină. E jumătate de rezervă. Cu 7 lei, cu 7 lei benzina, 8 lei, ai îl bagă de aia de putere multă. Hai să închidem capacul la motorul și ăsta. Vino Mirele aici. Vino Mirele puțin, fiindcă aici trebuie să fii foarte atent, pentru că dacă ai dat cu capota, probabil ți-ai rupt. Treaba asta, ia să vedem, facem un test, dar nu rupem, stai 2 secunde. Asta unde se pune? Jos. Ah, jos, așa. Aici. Se vede așa că e chip făcut, adică uite și suportul ăsta aici. Vino, filmează puțin. Se mișcă, adică, băi, la 8000 de euro, într-adevăr, mașină nouă, nu prea ai ce să-i ceri. Tablă expusă și dacă vii cu capota așa, probabil îți vei rupe portul de încărcare, dar nu facem asta astăzi. Posibil să coboare singur și să cercăm acum? De tare dai, nu. Nu, ok. Gata, închide, da. Mamă, s-a auzit. S-a auzit a tablă goală. Aripile sunt din tablă. Mm-hmm. Mă gândeam că sunt din plastic. Asta chiar se aude destul de rău. Hai să intrăm puțin, să mergem puțin la partea din spate. Avem tamburi pe spate. Da. Din câte știu, mașina asta nu are frână regenerativă, are? Are, dar e destul de slăbuță. Deci nu încarcă foarte mult. Motorul nu îi permite foarte mult. Ok. Și mergând la partea din spate, avem un spate care seamănă așa puțin cu Dacia Sandero? Seamănă, cel puțin la stopuri, are aceeași formă de Y. Și avem deschiderea exact ca la Dacia, pe bune? Da, pe buton. Deci exact. Și e o chestie care, într-adevăr, s-a închis? Nu, tu mai tare. Ok. A. E o chestie pe care trebuie să o faci o timpul, adică dacă ai apăsat pe buton, ea nu, adică nu e deblocat. Nu. Pur și simplu apeși pe buton și trebuie să ridici tu de el. Și aici avem portbagajul, bă, care nu e mic. Nu e mic. E ca la un Volkswagen Polo. Exact. Deci ca la un Polo. Și am putea spune că mașina asta e puțin o clasă sub Polo. Da, este sub Polo, clar. Adică am putea să comparăm cu mașini e mai clasă mici. Clasă cu Volkswagen Up. Ce mai avem? Avem Skoda City Go. Skoda City Go. Matiz, dacă vrei. Ce Matiz, mai da. Dar să știi că e cumva nou Matiz prin București, e full de ele, deci pur și simplu. Mie n-am mai niciodată atât de aproape să stau cu mâna pe un Dacia Spring, dar să București s-a umplut de mașinile astea. Da, hai pentru cumpărători e foarte mult spațiu. Da, de adevăr. Sunt curios dacă ai spațiu și în partea din spate. Aici avem și camera de mașalier de care tu ai spus. Avem ștergătorul, avem stropitorul de lunetă, senzorii de parcare pe care avem aici jos.
Deci o mașină pe care poți să o folosești foarte bine în București în 2022. Hai să mergem în partea din spate, că acolo chiar sunt curios, fiindcă ai spus și tu că nu prea ai loc. Nu prea ai loc aici. Ușile, eu sunt destul de dubios când deschid ușa, parcă e o foaie de aluminiu foarte subțire. Nu prea sunt antifonate și de aceea. O să mergem și cu mașina asta. Mi-o lași și mie să o conduc? Sigur. Mamă, deci o să am o experiență destul de interesantă și o să facem și un test drive cu Draghi cu mașina, să vedem în cât timp scoate 0-100. 122-123. Ce sunați mai ușor? Chiar dacă nu e relevant, cum ai spus și tu, dar încercăm să vedem în câte secunde scoate. Și intrăm la partea... Scaunul se ia pentru mine și nu prea rămâne mult loc în spatele meu. Băi, ce observ din prima când m-am aruncat în ea, scaunul ăsta e foarte drept și foarte mare. Adică mi se pare foarte, adică nu vezi nimic în față tu. Da, e tetiera încorporată cu totul și... Și aici, nu știu, corpul scaunului e destul de mare. Fața de ușă, plastic. Mânerul, plastic, normal, nu aici alte așteptări să ai de la o Dacia la banii ăștia. Am văzut treaba asta, nu înțeleg de ce au pus aici pe spate și în față, nu mai ai țâmburușul de... Da, pe varianta de business erau și în față, de exemplu. Da, le-au scos pentru varianta pentru clienți, nu știu în spate de ce l-au lăsat. Și în spate, eu sunt un om de 1,82. 80 de kg și pot să spun că într-adevăr dau cu capul. Adică aici în spate chiar se vede că e o mașină mică. Aș fi curios să vii și tu în dreapta, să stăm amândoi în spate, să ne filmeze Mirel, să vedem exact cum stau doi oameni în spate în Spring. Bă, de menționat este că are 4 locuri, nu 5. Pentru că vreau să filmez la cap. Ia stai tu drept. Filmează puțin la cap să vezi exact. Bă, nu prea e loc. Adică chiar e pentru adulți, nu. Pentru adulți, nu. Adică un copil sau doi copii aici în spate stau suficient de ok. Avem buzunare, n-avem un tunel central, ce e destul de mișto, adică îți dă un spațiu bun la picioare. Așa, la picioare n-ai problemă. Nu. Chiar nu. Și scaunul ăsta, bine, materialul scaunului îți dă, face așa loc, adică pur și simplu poți să intri cu piciorul în scaun. Probabil o să simte și șoferul aici, dacă ia. Simte puțin. Dacă îi bagi piciorul în coastă sau nu. Hai să mergem la partea din față, avem și geamul electric pe spate. Merg? Trebuie contactul pus pentru că la o mașină electrică trebuie să pornești mașina, nu? Da. Ca să meargă. Uite, filmează puțin Mirele că avem niște chedere din asta așa cu puf. Mașinile primele se puneau chederele astea, dublurile astea de chedere. Bine, ar fi trebuit să avem, bine, avem și pe ușă cheder. Și avem și treaba asta. Ce sistem aici? Cred că pentru copii se blochează ușile de spate. Se blochează ușile de spate. Ok, bun. Hai să închidem ușa și să mergem în partea din față. Și în partea din față deja lucrurile se schimbă în bine, pentru că aici în față ai loc la cap. E paradoxal, dar cred că din cauza bateriilor pe care le-au pus în spate. Sunt sub bancheta din spate. Sunt bancheta din spate, da. Și automat s-a înălțat poziția și de-aia nu ai loc. Opa, stai să nu ne dea ușa peste cap, e ok. Și aici la volan avem un volan din plastic. Venea și varianta cu volan din piele? Nu. Un volan din plastic. Coloana de direcție fixă. Deci nu poți să reglezi? Nu. Deci poziția ta de la volan va trebui să fie în funcție de scaun. Da. Deci trebuie... merge mai sus, mai jos? Nu, merg de față spate și spătarul să-l mai capătezi. Mama, deci asta va fi poziția ta la volan. Dacă ești puțin mai înalt, posibil să vezi mai mult din plafon decât din parabriz. Avem aici limitator de viteză, din câte știu, n-are pilot. Da, nu are pilot, e doar limitator. Aici avem farurile, reglajul lor, exact ca la Dacia 1300. Exact ca la Dacia Logan, ca la Dacia Duster. Exact. Da. Deci e un mecanism? E pe cablu. Adică cred că ți le-am dereglat pe aici. Hai să le pun înapoi. Oglinzile electrice? Da. Din câte știu, e și asta o tare. Mi se pare că poți să iei și fără, nu? Nu. Nu? Nu. N-au încălzire, cum zicea Dacia inițial. A, spunea că are încălzire și n-au. Da, în fișa tehnică. Mamă, deci te minte Dacia, vezi? Au făcut multe reclamații pe tema asta și au promis că vă găsi o rezolvare și ne vă chemați. Mi se pare că îți dau ceva în plus. Îți dau un voucher. Un voucher de 200 de lei, nu? 250. 250 de lei. Să spui tu încălzire apoi. Avem. Ei au promis că o pun ei. Când va fi. Nu. Avem aici, ăsta e blocul de lumini, nu? Da. Ok. Mamă, ce sună dubios are. Și chiar sunt curios de unde pornim mașina. De fapt, de aici o pornim, avem o cheie normală, o cheie de Logan. De Logan. O cheie de Logan, pe care trebuie să o introduci aici în bord. Da. Și pe care trebuie să învârți apoi, să-i pui contactul și să mai dai încă o dată ca să o pornești, nu? Mai e o treaptă. Încă una. Așa, pornit acolo, se vede totul Dacia, frumos, să știi ce mașină conduci. Și mai dau încă o dată. Motor pornit. Momentul în care m-am dus De ce spune să oprezi motorul? Că e ușa deschisă. Ah, ok, bun, am înțeles. Hai să-l oprim să nu ne certe Dacia după aceea. Cum o opresc înapoi? Trebuie să dai de cheie înapoi.
E foarte ciudat să conduci o mașină electrică, să trebuia să bagi cheia asta în contact, să o rotești. Da. Deci nu înțeleg. Deci este un minus și pentru mine. Adică, pe bune, e o mașină electrică, exact cum ai spune, nu știu, la aspiratorul tot de acasă, să-i bagi o cheie, după aia să mai învârți la el. Adică apuși un buton și gata. Exact, adică avem partea de climă, de aer condiționat. E bine că, din câte știu, aerul condiționat vine standard? Da. Deci pe mașina nu mai dotat decât încătrarea rapidă și cablul de încătrare domestic. Ok, într-un fel e bine că ai aerul condiționat pentru că îți trebuie vara într-o mașină, mai ales mică, care probabil se va încălzi destul de repede. Cu rotițele astea, Canalogan, nu? Da. Generația dinainte, anterioară. Și ce mai avem pe aici? Ce am văzut eu, că tu la fel, nu poți să dai, de exemplu, ai parbriz jos, ai jos, picioare. Da, nu poți să ai și parbriz și în față. Și în față. Da. SP-ul. Deci poți să decuplezi SP-ul? Da. Și poți să te învârți cu ea? N-am încercat. Încercăm acum? Nu, glumea. Limitatorul. Și celălalt este sistemul care transmite informații către aplicația mobilă. Stai să înțeleg, avem limitator și aici. Și aici? De aici îl setezi. Ok. Și aici îl poți opri sau porni. Stai două secunde, nu, că n-am înțeles-o. Adică eu trebuie să fac să mă aplec aici și după aia s-a pus aici? Nu, de obicei l-aș pornit acolo, nu umbile el. Și apoi îi dai doar din volan. Ok, am înțeles. Acum are logică. La fel era și la Logan, doar că aveai și cruise control și limitator pe același buton. Și okay. Comutai între ele. Cutia de viteze, zici că e cutie de comutator de range, exact ca Range Rover, cu DNR-ul, drive, neutru și reverse. Mașina când o oprești, trebuie să o lua și neutru, nu? Da. Deci trebuie să tragi mâna. Altfel nu pocnești. Trebuie să tragi mâna de mână, da. Exact ca la Smart. Da, n-are mod de parcare. Deci n-are mod parking. Nu. Dacă o uiți cumva să tragi frâna de mână, posibil să treci cu mașina exact în cealaltă mașină din spate. Partea de navigație este să pornim puțin din nou mașina electrică, să pornim mașina electrică, e destul de dubios, dar... Îți pui doar contactul. Acum ai pus contactul, da? Da. Și s-a aprins navigația, care are o rezoluție bună. Da, este media nav obișnuit, de pe Sandero, Logan, Duster. Și crede-mă că văd că se mișcă, adică se mișcă mai bine decât... Am lăudat-o puțin. Se mișcă destul de ok. Aici nu ai pachetul de navigație sau ce? Ba da. Așa și nu crezi de folosit și... Mai târziu. Poți să scrieți traseul. Avem radio, media. Nu știu dispozitiv calitate. E bine că are Apple CarPlay și Android Auto. Prin fir sau? Pe fir, da? Da. Ok. Și avem partea de telefon în care poți conectezi tu telefonul. Ceva simplu, dar funcțional. Adică e tot ce trebuie. N-ai nevoie. Da. N-ai nevoie de mai mult. Geamul electric aici. Pe consola centrală. N-are impuls, da? Adică oricât de mult ai apăsa, la fel va merge. Și avem modul eco. Băi, acum ca fapt divers, m-am urcat în ea. 8000 de euro. Cât ar fi o rată la mașina asta? Nu știu. 500 de lei, spui tu? Nu, 50 de euro. 50 de euro? Pe câți ani? Pe 100 de ani? Pe cât? Nu, 5 ani. Dai un avans de 50% dacă nu mă înșel. Ok. Și apoi 50 de euro? Mai de... Oh, ok. Să știi că nu e rău la banii ăștia. Hai că nu știu sigur 100% dacă e așa. Sau dacă mai e așa. Lăsați și voi în comentarii dacă... Cam asta este prețul pe care trebuie să-l plătești pentru Dacia Spring. Sincer, ca prima impresie, n-am mers cu ea, o să mergem în curând. Văd că ne arată și un range de 172 de km cu 99% baterie. Da, nu e resetat computerul. Nu e resetat, nu? E consumul real făcut de mine pe ultimii 200 și ceva de kilometri. Dar așa ca prin contact, băși, ca merită banii. Vorba ta, trebuie să știi la ce te aștepți. Da, dacă ai așteptări realiste... Adică nu trebuie să vin mașina asta să spui... Calcul, da. Mamă, frate, n-are nu știu ce. Păi, frate, ai dat 1000 de euro normal, pe o mașină electrică. O mașină care nu vei alimenta cu 7 lei motorină sau benzină la două zile. Hai să mergem să facem un test drive cu mașina. Eu zic că o să fie destul de interesat. Pentru că 100% își merită toți banii, cel puțin prin contact. Chiar e o mașină cinstită. Dă-ne un subscribe acestui canal, dă-i un subscribe și canalul nou unde vei vedea și un test drive cu mașina aceasta, un POV și un test drive cu Draghi. Dă-i un follow și lui Ovidiu pe pagina lui DriverShop.ro. DriverShop.ro. Dacă ai nevoie de o piesă, de un accesoriu auto, o husă de cheie, cum avem aici. O husă de cheie, uitați așa, pentru Dacia Spring pe care 100% după acest test drive o vei cumpăra și tu. Am glumit, nu face reclamă la Dacia. Hai să dăm test drive. Băgăm cheia. Mamă, și am plecat. Hai să închidem ușa. Să pornim mașina. Și am dat bice, am tras frâna de mână. Da? Și acum plecăm.
Gata, ne-am lucrat și noi mașină. Prima impresie, e mai bine decât mă așteptam. Sincer, chiar vorbeam cu Ovidiu despre oamenii care au testat mașinile astea. Mulți dintre ei chiar mi se pare așa cărcotași, adică caută, nu știu, mult să pară o mașină super ieftină, dar așa la prima vedere, dacă nu tragi de lucru sau nu vrei să pară o mașină rea, chiar își merită toți banii. Mirela, ia filmează puțin consola centrală. Filmează puțin consola centrală, că, băi, la mașinile astea mai noi și mai premium, cam troznește treaba asta. Aici lucrurile stau destul de ok, într-adevăr. Aici e puțin mai cheap, dar eu zic că își merită toți banii. Filmează puțin acolo torpedoul, care este al naiba de mare. Adică chiar e destul de mare. Hai să dăm test drive, să plecăm cu mașina. O punem aici în drive, filmează puțin schimbătorul. Hai să-l punem în drive și să plecăm la drum. Gata. Ia să vedem prima impresie. Wow. Dar zgomotul ăsta de rulaj e făcut software, nu? Da, și despre la 30 km pe oră. La 30 dispare, ia să vedem. Ok, da. Dar se simte așa puțin rigidă. Parcă, nu știu, mi se pare destul de rigidă mașina. Opa. Mamă, ce direcție dubioasă. E foarte ușoară. Da, foarte soft. Și are o cursă destul de mare, adică se învârte destul de mult volanul. La cât de ușor se... Mamă, vine să pun pe schimbător, ai văzut? N-ai o cotieră, n-ai nimic aici. Da, nu mai e cotieră, din păcate. Bine, putem să stăm așa umor în umor, dacă vechi noi puțin. Mare parte nu simți nevoia, mă simt ca și cum aș merge cu un scooter electric. Tu ce minusuri ai găsit așa la rulaj? Bă, la rulaj nu v-am găsit, mai mult ca accesorii și ca chestii de prin mașină. De exemplu, nu-mi place chestia cu cheia, nu aș fi găsit pe keyless. Asta mă încurcă cel mai mult. Te gândești că la o mașină electrică, cam așa trebuie să se întâmple lucrurile, adică să fie totul... Mamă, dar ce cursă lungă are, mi se pare foarte... că trebuie să virezi foarte mult. Da. Ca demaraj? Acum e maxim, nu? Dacă ai apăsat și butonul de kickdown? Da. Da, e maxim. Și deja la 70 la oră se simte vântul. Chiar se simte că intră pe aici undeva. Bine, și la oglind se aude. Chiar sunt curios la o plecare de pe loc, cum, dacă ne bagă puțin în scaun. Și va merge cu ea pe A3. De n-ar trebui să faci mașina asta 100%. Dacă n-ați înțeles care e rostul mașinii ăsteia, nu e vina mașinii, sincer. E vina, exact. E vina omului care își cumpără de Dacia Spring, crezând că o să fie la fel de, nu știu, bună. Dreapta. Da. Ok, hai că întorc. Într-adevăr, pe viraje, când, uite, acum facem un semn giratoriu, mi se pare așa destul de instabilă. Și la demaraj... 71, 74, 82, 85. Ce să zic? Da, nu e cea mai sprindere mașină, într-adevăr. Cred că pe modul eco e și mai rău, nu? E puțin mai rău. Dacă calci kickdown-ul... Trece, se are singur, nu? Da. Ia să vedem, acum la 36 la oră. 40, 46, 51, 56, 60, 64, 68, 71. 74, 77, 79, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100. Ai timp să spui fiecare cifră, asta e fain. Și deja am dus 4 km. Care ai văzut că e cel mai mare consumator? Adică, bun, pedala... Căldura. Căldura, nu? Da. Deci e mai mare căldura decât aerul condiționat. Sau n-ai apucat să-l folosești? N-am apucat să-l folosesc, mașina a venit la final de octombrie, uh-huh. Mai era nevoie de aceea. Dar căldura consumă foarte mult. Din câte știu eu, sistem de încălzire pe rezistență, adică pur și simplu exact ca la o aerotermă. Uh-huh. Și probabil are vreo 2 kW sau cât are? Cred că mai mult. Mai mult de 2 kW? Da, nu mai știu exact. Deci, sunt curios cum poți să mergi cu mașina asta la 130 la oră. Nu cred că am văzut test drive-uri pe net cu ea la 130 la oră. Se simte puțin așa că te ia vântul. Da. Bine, bate și vântul rău afară acum. Da, mașina nu-i de mers cu 130. Și eu n-am mers niciodată cu 130. Vrei să mergem acum sau nu? Poți să mergi dacă vrei.
120 am mers maxim. La 120 nu e rău, dar sincer aș prefera o direcție mai... Adică dar nu-ți dă încredere. Deci direcția asta e foarte mare, adică cred că asta e problema ei. Dacă era o direcție puțin mai tare... Da, te ia puțin cu tutorial. 122, 123. Ce-o să fac mai ușor? Te-ai panicat? Mai rău decât în 335. Da, nu, sincer, tot doar direcția asta îmi dă așa puțin feeling de instabilitate. Și vântul care te ia puțin sus. Da, deci nu e o mașină de sutoasă, nu e o mașină de mers. Nu. E și destul de ușoară, dacă sub botonă. Sub botonă. Ok. Sub botonă, exact, echivalentul matizului. Hai să mergem puțin mai ușor aici pe banda. Pe banda pentru Dacia Spring. Așa s-ar putea numi banda asta de pe autostradă. Și spune tu de o chestie foarte faină pe care mașina asta o are, de aplicația mașinii. Da, mașina are aplicație, se conectează prin internet cu mașina și poți să dai drum inclusiv la aer condiționat din casă, de pe aplicație. La aer condiționat din mașină, din casă? Da, exact. Ok. Cu mențiunea că trebuie să lași comutatorul pentru o ventilație pe una din treptele, în afară de zero. Ok. Foarte pe cald sau rece, că nu poți seta din telefon decât să-i dai drumul și atât. Este foarte faină pe care doar la mașinile premium le poți găsi. Adică doar poți dai doar la aer condiționat sau și la căldură? Și la căldură, depinde de tine cum lași setările la climă. Ok. Cumva au combinat treaba asta analogică, chestia digitală și a reușit să îți dea o dotare care după părerea mea te ajută. Și iarna și vara. Iar ne foarte. Între timp se încarcă de la 0%. Nu că scrie pe foaie, dacă a fost testa mă interesează. Da, în practică se încarcă puțin mai greu decât pe hârtie. Ok. Cât timp? Când e foarte rece afară, este afectată și partea de încărcare, inclusiv cea rapidă. Ok. Și cam într-o oră jumate spre 2 ore. Full? Da. Bine, fiind o baterie de cât? De 20 kW? 26. 26. Ok. De exemplu, ieri fiind mai cald, în jur de 10 grade, am încărcat-o într-o oră și 10 minute de la 15% până la 100%. Uite, asta ar trebui să spună producătorii de mașini electrice, adică să spună și disclaimer-urile respective. Adică, băi, da, dacă e așa, e așa, știi? Adică să dai seama de minusurile. Iarna te afectează, ce-i drept. E mai bună ca un Renault Zoe. N-am mers. Tu ai mers? N-am mers. Am mers puțin cu cele din chiriat. Eu am mers cu Tesla și cu i3. Clar, nu se compară cu cea dintre ele. Adică... Da. Nu se compară, n-aș zice că e mai bună decât un Renault Zoe, dar e mai ieftină și mai corectă. La Renault Zoe, din câte știu, bateriile se închiriază, nu? Nu, la primul model de Zoe se închiriau, acum ți le dă aici proprietate. Ce lipsește la această mașină? Ce lipsește chiar? Ce lipsește? O potieră, sistemul keyless. Puțină stabilitate. Puțină stabilitate, dar fiind o mașină de oraș, nu poți zic că ai mai multă stabilitate într-un Matiz sau în altă mașină. Chiar aș fi curios să fac o comparație între un Matiz și asta pe cură. Da, fac două chestii. Merită achiziția. Merită achiziția? Din punctul meu de vedere, da. Dacă știi pentru ce o iei și îți faci un calcul, eu zic că da. 3000 de mai revizii la mașină, mai garanție, 3 ani la mașină, 8 ani la baterie. Și se uită și oamenii la tine așa, m-am uitat că... La început mă opreau oamenii în trafic, mă întreb. Da? De. Deci adică se uită oamenii după tine, după Dacia Spring, se uită... Încă se uită oamenii după... Da. E confortabil interiorul, având în vedere că mergi ca în oraș și nu mergi ori întregi. Sunt cam drept scaunele astea, ce drept. Da, nu așa drept. Sunt nici cele mai bune, dar mă așteptam să fie mai rele, sincer. Da. Am mers cu scaunele și mai rele de atât. Deci, mi se pare ok la bani. Eu compar cu mini-porul pe care l-am eu. Nici ăla nu stai confortabil, în ăsta parcă stai așa mai... Bine, asta e poziția corectă de condus, adică dacă stai să te gândești cum trebuie să stai pe spate sau... Da, exact. Așa trebuie să stai tu. Spătanul se reglează, poți să dai mai pe spate. Dacă mi-aș cumpăra-o, exact cum ai spus tu, dacă aș avea a doua mașină, într-adevăr. Dacă aș avea-o ca mașină de oraș, n-ai nevoie de mai mult de atât. Adică ai o mașină automată, o mașină cu costuri minime de întreținere, exact. Costuri minime de exploatare, adică 150 de litri, 1000 de kilometri, e ce trebuie. Dacă faci până în 200 de km pe săptămână, o încarci o dată pe săptămână. Bine, nu cred că trebuie să stai cu ea exact până la limită. Adică trebuie să... Chiar a făcut cineva pe YouTube un video și a mers 41 de km de când avea 0%. Deci 41 de km. Deci are o plasă de siguranță lăsată din soft. Exact. Cum sunt și la mașinile termice, adică dacă ajungi la 0, tot mai ai acolo să mai ajungi la următoarea stație. Mi-aș cumpăra-o, dar, din nou, doar dacă aș avea a doua mașină, n-aș merge cu ea la drum lung, adică acum sunt
cu ea pe autostradă și simt așa că nu e ce trebuie, adică da. Hai că la un drum național cu 80 la oră e ok, îți faci și o depășire, dar la mai mult de, nu știu, 100 la oră deja lucrurile se precipită. Până data viitoare, am fost Meritus Banii, dă-ne un follow pe pagina de Instagram, dă-ne un follow și pe noul canal DriveRo, dă-i un follow și de o video pe pagina lui de Instagram, DriveRo7.ro sau www.driveroshop.ro. Până data viitoare, toate cele bune, distribuie acest clip ca să vadă cât mai mulți oameni, pentru că 100% sunt oameni care vor și cumpere de Spring și cred că acesta a fost un review sincer despre o mașină care în 70% din cazuri chiar își merită toți banii. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa! Salut!